Bună dimineața, vineri. Azi este vineri. Cât suntem? 19 ianuarie. Avem cafeaua de dimineață. Ce-mi place mirosul de cafea. Așa, ce avem azi? Azi avem o zi cu 14 grade, cică, maximă. De undeva pe la 3-4. Și mâine se anunță din soare. Să chiar și curioasă văd dacă ninge. Da, avem cafeaua. Să o bem, cafea cu lapte. Și să înceapă ziua. Azi n-avem pescăruși. E liniște. Ca să fie treaba pe bune, adică filmez tot ce mănânc, încă n-am terminat cafeaua, dar o să mănânc din asta puțin. Dai! Fără să vadă copilul. Pentru prânz avem un orez cu legume și cu sos de roșii și aici mai am niște murături eu. Ideea e că am pus într-o farfurie să mănânc eu cu Iris, pentru că separat ieri nu a vrut să mănânce deloc. Și am zis că pun într-o farfurie să mâncăm amândouă ca să o îndemn și pe ea să mănânce. Ea văd că deja s-a apucat. Azi îi place. Ieri n-am mâncat deloc. Așa că o să mănânc cu Iris orez. Asta avem la prânz. Ia uite cât bagă gură. E bine că mănânc. M-am apuc să fac niște lipii cu brânză. Aici am pus să fac lipiile. Mai trebuie să mai completez cu făină. Am pus drojdie, puțin zahăr, făină și ulei. Și urmează să mai pun făină și sare. Și aici am pregătit compoziția. Nu știu dacă mi-ajunge. Cred că totuși o să-mi iasă multe, dar nu știu dacă le fac pe toate. Multe lipii din asta. Am cașcaval de subtele mea, mărar. Puțină cremă de brânză ce mai aveam într-o cutie ca să o pun, știți că eu nu vreau să arunc și încerc să le combin să fac în așa fel încât să consum toate alimentele. Nu mi iese de fiecare dată, dar asta încerc să fac și urmează să mai pun sare. Da. Între timp, mai las asta aici, nu știu, trebuie să fac și șnițele, dar să văd dacă s-a deschețat carne. Cât timp fac eu treabă, îmi pun niște Fanta de asta zero de la frigider. Am luat o cană mică, în ideea că să beau puțin, dar cred că o să-mi pun de mai multe ori în ea și să mă apuc de treabă. Șnițelul încă nu este gata, dar îl las la dezghețat și probabil că o să-l fac mai târziu. Vreau să termin lipiile. Mai am niște avocat, o să văd dacă e bun să fac guacamole. Voia mea și șnițele. Și să vină Lucian și cu Rebecca de la școală. Fiecare de pe unde e. Și să plecăm să ne plimbăm puțin pe malul mării. Pentru că este frumos. Și mergem să ne plimbăm. Și cred că o să fac șnițelele când mă întorc. Când ne întoarcem. Ca să le avem pentru mâine. Trebuie să o închin mai bine pe asta. Deci nouă ne plac lipiile astea la nebunie așa. Lipii cu brânză. Trebuie să mai fac sigur compoziție de brânză. Gata. Punem în tigaie, ia să vedem. Ai cu ochii în telefon? Asta e. Trecem la următoarele. Prima lipie este gata. Am făcut-o cam groasă față de cum o fac de obicei. Și după ce le scot, uite, le dau cu unt. Cam multă făină a avut prima. Pe asta a doua am scuturat-o. Acum cât e fierbinte. Am încercat și varianta să pun unt în tigaie. Mama, dar îmi făcea un fum în casă, asta mai de mult la primele dăți. Și de atunci nu pun nici ulei, nici unt. Pun unt la sfârșit și asta e. Așa arată lipia. Este prima lipie. Mă gândeam totuși că e cam groasă, dar nu e. Este bună. E caldă. Trebuia să mănânc. Aici am o salată de avocado. Am vrut să fac guacamole, doar că avocado, din doi avocado, nu știu, cred că am
am ales jumate, ceva de genul, dar aveam o salată de legume, gen, cu roșii, castraveți și ceapă roșie. Și acum, în timp ce o făceam, îmi plouă în gură, aș fi mâncat o salată de pătrunjel. Nu știu exact acum cum îi spune, este un preparat oriental, cu mult pătrunjel, cu ardei iute, cu ceapă și cu roșii, parcă. Dar, în fine, o salată de pătrunjel. Până la alta îi dau Rebecăi să mănânce, că a ajuns, lipie și cu salată. Deci, la cină am un ou prăjit cu lipie și aici salată. Peste guacamole ăla ce am mâncat Rebecca, am mai tăiat niște roșii, castraveți și ceapă roșie. Și mâncăm așa. Ia să văd dacă e moale. A? Mai nou mănâncă și Iris de ăsta, albuș, până acum nu mânca deloc. Aici am niște baclava cu vișine. Mi-a adus mama mea la Kaufland, de la Kaufland, de la reducere. Nu știu când expiră zilele astea. N-am mâncat niciodată, cred că, baclava cu vișine. Cred că am mâncat, a luat și ea, da, sigur, și mi-a adus și mie așa. Adică a luat din ăsta. De-a scurea să văd cum sunt. Cum poate să fie o baclava cu vișine? Cu fistic îmi place, dar cu vișine? De ce? Nu merge să iau, ia. O plăcintă cu vișine. Da. Adică un foietaj cu vișine. Atât. Și foarte dulce. După masă am ieșit la plimbare pe faleză, la mare, în faleză nord. Dacă ne mutăm în altă parte a orașului, mai departe de mare, o să-i ducem Doru. Ca aici suntem cumva aproape, ajungem destul de repede. Ce faci tu acolo? Iris, sus! Ce faci acolo? Ce faci? Ai obosit? Deci, ce faci asta? Ce faci, Iris? Pentru că astăzi este vineri și este seara de film, sau cel puțin așa se încearcă, o să mănânc și niște chipsuri din astea, așa, de la Lidl.